Bine v-am găsit! În ciclul de emisiuni despre orientarea în carieră, astăzi vom vorbi despre ceea ce înseamnă piața muncii, cu caracteristicile și tendințele ei. Piața muncii se referă la configurația specifică a cererii și ofertei de locuri de muncă existente la un moment dat. Schimbările sociale influențează dinamica pieței muncii prin modificarea ponderii profesiilor, modificări în cerințele impuse de diverse profesii, modificări la nivelul deprinderilor de muncă solicitate și al relațiilor în cadrul organizației, extindere ale angajărilor pe perioadă determinată, sporirea necesității de formare continuă a forței de muncă. Este util ca atât învățământul preuniversitar, cât și cel universitar să prelucreze aceste informații, deoarece cunoașterea structurii și dinamicii ocupaționale e deosebit de importantă pentru consilierea în carieră. Există instituții și surse de informare care conțin informații despre profesii și ocupații. Acestea pot fi grupate în următoarele categorii. Prima categorie reprezintă sursele educaționale, care conțin informații despre tendințele pe piața educațională și rețeaua instituțiilor de învățământ, precum Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Inspectoratul Școlar. Sursele sunt reprezentate prin standarde de pregătire profesională, curriculum pentru educație tehnologică, prin zilele porților deschise și târguri educaționale. În a doua categorie sunt sursele vocaționale, care conțin informații despre ocupații, anunțuri despre posturi, instituții de formare continuă, precum AJOFM, standardele ocupaționale, profilurile ocupaționale, târgurile de joburi. A treia categorie o reprezintă sursele de carieră, care conțin informații despre gestionarea propriei cariere, materiale destinate autoformării abilităților de comunicare în carieră, adaptarea la muncă, evaluarea psihologică. Zilele de carieră, materialele promoționale ale diferitelor firme, manuale de formare editate de firme de consultanță, site-uri web, fișele de post. În ultimul rând, e bine să se acorde importanță și aspectelor juridice ale muncii. Legislația muncii cuprinde toate actele normative ce reglementează relațiile sociale care apar în legătură cu folosirea dreptului la muncă, condițiile muncii, condițiile angajării și salarizării, drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor. Instituțiile de învățământ, ca mediu formal, responsabil de orientarea carierei, trebuie să informeze elevii și studenții în legătură cu raporturile de muncă stabilite între angajat și angajator, conținutul contractului individual de muncă și prevederile din fișa postului.